Universitatea Cluj a arătat excelent la primul meci oficial din 2021. Șepcile roșii puteau deschide scorul cu UTA după numai 4 minute prin Ogbu. Vârful nigerian și-a luat revanșa până la pauză și și-a încununat debutul cu un gol. Universitatea a continuat să pună presiune la poarta rădeană, însă desprinderea a venit abia la mijlocul părții a doua. Ribeiro a făcut 2-0 pentru echipa lui Costel Enache. UTA s-a trezit în final când l-a aruncat în luptă și pe Adrian Petre. Fostul atacant de la FCSB putea relansa meciul, dar bara a salvat-o pe Universitatea. Petre a reușit să marcheze până la urmă la ultima fază, dar a fost prea târziu. Ucluj-UTA s-a terminat 2-1 și șepciile roșii își continuă parcursul către a șasea finală de cupă din istorie. Nu am intrat probabil cum trebuia pe teren, focusați, pentru că nu avem nicio scuză. Totul a decurs contra noastră, să spun așa, încă de la început. Cred că am arătat bine pentru primul joc și în fața unui adversar puternic. Aveți o preferată în sferturi? Nu. Nu? Nu, am învățat, învățat să nu mai consum energia, pentru că oricum nu pot influența destinul, așa că așteptăm tragerea la sol, vedem ce se întâmplă.